adevărata bombă în cazul mordului lui Andrei Gheorghe, ce au scris medicii legiti pe certificatul de deces. Decesul lui Andrei Gheorghe a subliniere-o ca lume întreag. Vedeta radio sublinierei TV a fost găsit decedat în propria casă, la doar 56 de ani. Acesta a fost găsit în propria baie de un îngrijitor. Jurnalistul ar fi murit în urma unui infarct, dar certificatul său de deces nu oferă date concludente despre cauza morii sale, scrie Bugetul. Certificatul de deces al lui Andrei Gheorghe, emis de Institutul de Medicin Legal Mina Minovici, a fost făcut public. Medicul Răzvan Lea este cel care a examinat trupul neînsufleat al omului de radio. La cauza morii a fost trecut, cauza neprecizat. Polici subliniere ti au deschis dosar de moarte suspect în cazul lui Andrei Gheorghe. Sunt 24 martie, la ora 10 fix, el va fi incinerat, acum i-a dorit, potrivit apropiailor săi.